Conducerea primăriei Roman își exprimă îngrijorarea reală față de creșterea alarmantă a prețului la serviciile de salubritate, care prin aplicarea hotărârilor de guvern și de Consiliul Județean au ajuns să-și dubleze prețul. Sunt costuri care, în opinia edilului șef al municipiului, au ajuns la cote aberante peste puterele nemțenilor de a le achita. La Roman, primăria a negociat cu firma Rosal prețul de transport al gunoiului la groapa de la Girov la 13,5 lei pe tonă, dar impactul major îl constituie taxa de depozitare stabilită prin hotărârea Consiliului Județean din 28 februarie la 154 de lei pe tonă, preț care include toate taxele, dar și cheltuielile indirecte, ceea ce în opinia edilului șef nu este corect. Pe de altă parte, decizia ANAF ca la acest preț să se adauge și TVA-ul nu este în ordine, de vreme ce vorbim de o taxă specială. Unul dintre ele se referă la taxa pentru salubritate. După cum bine știți, săptămâna trecută a avut loc o ședință la Consiliul Județean, prin care s-a inclus în taxa de depozitare de la depozitul ecologic de la Girov, pe lângă taxele aferente și modificările efectuate ca urmare a majorării salariului minim pe economie, s-a inclus și acea taxă de 80 de lei pe tonă, o taxă la care se va adăuga și TVA-ul, ceea ce impune practic un preț la deșeuri mai mult decât dublu. Cunoașteți deja situația, știți că groapa sau depozitul temporar de la Roman este în momentul de față aproape plin și în perioada următoare va trebui să luăm și noi o decizie. În urma discuțiilor pe care le-am avut cu operatorul de salubritate, noi am reușit să negociem un preț de transport de 13,5 lei pe tonă, dar nu acesta va avea o influență semnificativă în taxa de salubritate, ci, așa cum vă spuneam, această nouă taxă aprobată de Consiliul Județean de 154 de lei pe tonă, care include, așa cum vă spuneam, toate aceste taxe, plus, din punctul meu de vedere, uitându-mă pe expunerea de motive de la Consiliul Județean, nu mi s-a părut normal ca la această taxă să-i se adauge și cheltuielile indirecte. Cred eu că acolo au comis o eroare de cei de la Consiliul Județean. Văzând o opinie a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, această taxă fiind inclusă în tarif, ar trebui să suporte și TVA. Aici să spunem că putem accepta, deși și asta mi se pare un pic exagerat, dacă e o taxă specială, nu ar trebui să mai comporte și TVA-ul, însă, mă rog, dacă asta e decizia ANAF-ului, nu o comentăm. Taxa impusă de Consiliul Județean crește și ea de la 44 de lei, cât era până acum, la 74,41 de lei. La nivelul municipiului Roman s-a făcut o simulare din care rezultă faptul că pentru fiecare persoană taxa de salubritate va ajunge la 12-13 lei. Primarul Lucian Micu susține că marele risc este acela ca operatorul de salubritate să nu mai ridice gunoiul. Însă a aplica la această taxă și cheltuieli indirecte mi se pare puțin cam mult. Nu am înțeles totuși diferența aceasta mare de preț. Dacă în ceea ce spuneam taxa de 80 de lei o putem înțelege, TVA-ul până la urmă, hai să spunem, îl înțelegem, totuși e o majorare semnificativă de la 44 de lei pe tonă, cât era înainte taxa de depozitare la Girov, a ajuns acum la 74 de lei și 41 de bani. Cam mult. Și iată că în noile condiții, dar și cu implicarea directă a conducerii Consiliului Județean și cu implicarea PSD-ului, romașcanii vor plăti mai mult decât dublu, așa cum spuneam, taxa de salubritate. Noi am făcut niște simulări. Dacă până acum romașcanii plăteau 5,77 de lei,
se pare că acum vor merge undeva spre 12 lei, 13 lei de fiecare persoană. E o creștere destul de semnificativă, cu un impact major asupra populației. Riscul cel mai mare ar fi ca operatorul de salubritate, dacă nu îi se achită aceste taxe, să nu mai ridice deșeurile și rezidurile menajere de pe raza municipiului Roman, lucru care s-a întâmplat și la Megidia. Noi nu ne dorim acest lucru. Practic toate orașele din țară au aprobat aceste tarife noi. Guvernul nu a dat niciun semn de a dori să elimine această taxă sau să suspende adoptarea acestei taxe. Mă gândesc dacă nu cumva, dacă e să luăm și comunele care sunt mai sărace, chiar reprezintă un impact semnificativ asupra lor. Și noi ne dorim un mediu cât mai curat, dar punem niște taxe foarte mari care sunt descurajatoare pentru a duce în gropile de gunoi conforme aceste deșeuri. Deputatul Laurențiu Leureanu va face în cursul acestei săptămâni o interpelare a Ministrului Mediului, prin care va încerca să determine o micșorare a taxei de mediu de 80 de lei la un quantum mai suportabil pentru populație. Edilul șef al Romanului mai susține că pentru 2018 este prognozată o nouă creștere a taxei de mediu la 120 de lei pe tonă, ceea ce va așeza pe umerii populației o povară fiscală și mai grea. Am avut o discuție la sfârșitul săptămânii trecute și cu domnul deputat Leureanu, care cunoaște foarte bine această situație și a spus că în cursul acestei săptămâni va face o interpelare la Ministerul Mediului pentru a solicita amânarea, nu doar pentru Roman, ci la nivelul întregii țări, acestei taxe de salubritate sau diminuarea acestei taxe până la un prag care să fie suportabil pentru orice cetățean. E o problemă majoră, e o problemă socială până la urmă și mai mult decât atât, de la anul este prevăzut ca această taxă să fie 120 de lei pe tonă, deci un preț și mai mare. Edilul șef atrage atenția și asupra aspectului politic al problemei legate de majorarea costurilor de salubritate în România. Liberalul Lucian Micu spune că PSD-ul a făcut mare tamtam pe chestiunea eliminării celor 102 taxe. Nu e rău că s-a făcut acest lucru, dar liberalul spune că o asemenea taxă specială era plătită de români o dată pe an, atunci când aceștia trebuiau să-și rezolve problemele respective de obținere actului de identitate, de exemplu, sau de obținerea unui certificat în alte situații. Prin introducerea taxei de mediu, impactul este însă lunar și este unul greu de suportat pentru populație. Liberalii apreciază că prin taxa de mediu PSD recuperează și depășește impactul tuturor celor 102 de taxe eliminate.